Bine ați venit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, iar în cadrul acestei întâlniri vom discuta despre descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime. Lecție din cadrul unității de învățare divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale din clasa a 6-a. Pentru început, vom stabili și reaminti câteva aspecte importante referitoare la divizibilitatea numerelor naturale. 1. Un număr natural nenul B se numește divizor pentru numărul natural A dacă există un număr natural C mic cu proprietatea că A mic egal cu B mic ori C mic. 2. Numărul A din relația anterioară se numește multiplu al numărului B. 3. Scriem că B divide A sub forma B bar verticală A mic. Scriem și citim A divizibil cu B sub forma A 3 puncte verticale B mic. La 4. Am trecut notația pentru mulțimea divizorilor numărului A, notația uzuală fiind D mare, indice A. 5. În mod similar, notăm cu M mare, indice A mic, mulțimea multiplilor numărului A. 6. Reținem că orice număr natural mai mare ca 1 are doi divizori, 1 și el însuși. 7. Se numesc numere prime acele numere naturale care au exact doi divizori. 8. Orice număr mai mare decât 1 și care nu este număr prim se numește număr compus. În continuare, reținem alte două aspecte interesante legate de divizibilitatea numerelor naturale. Primul dintre acestea este următorul. Orice număr natural compus se scrie în mod unic, abstracție făcând de ordinea factorilor, ca produs de puteri de numere prime. Al doilea ne spune că scrierea unui număr compus ca produs de numere prime se numește descompunerea în factor prim a numărului respectiv. Putem ține cont în descompunerea în factor prim a unui număr natural de următoarele relații. 10 se scrie ca produsul dintre 2 și 5, 10 la puterea a doua, adică 100, se scrie ca produsul dintre 2 la a doua și 5 la a doua, și așa mai departe, 10 la puterea n, se scrie ca produsul dintre 2 la puterea n și 5 la puterea n, unde n este un număr natural nenul. Ca exemplu, îl vom descompune pe 120 în factor prim. Pentru acest lucru procedăm astfel. Îl împărțim pe 120 prin primul număr prim, adică 2, câtul fiind 60, restul fiind 0, înseamnă că 120 se împarte exact prin 2, adică 120 e divizibil prin 2. În acest caz, luăm câtul 60 și îl împărțim în continuare prin numerele prime. 2, 3, 5 și așa mai departe. 60 împărțit la 2 ne dă câtul 30, restul 0, adică 60 este divizibil cu 2. Așadar, continuăm procedeul de descompunere al numărului 30 prin împărțirea acestuia în continuare prin numerele prime 2, 3, 5 și așa mai departe. Observăm că 30 este divizibil prin 2, câtul fiind 15, iar pentru acesta din urmă, 15 fiind divizibil prin 3, obținem câtul 5, 5 fiind divizibil doar prin el însuși, obținem câtul final 1. În felul acesta, prin împărțiri succesive, obținem
ca numărul 120, se scrie ca produsul dintre 2 la puterea 3-a ori 3 ori 5. Lucru pe care îl putem vizualiza sub forma rezultatelor din imagine, da? În moduri diferite. Așadar, 120 descompus în factor prim se scrie sub forma 2 la 3 ori 3 ori 5. În final, reținem că în descompunerea în factori prime a unui număr natural trebuie să ținem cont de următorii pași. 1. Împărțim numărul pe rând prin numerele prime. 2, 3, 5, 7 și așa mai departe. Dacă numărul nostru se împarte exact prin 2, verificăm dacă și câtul obținut se împarte exact prin 2 și continuăm până când ultimul cât obținut nu se împarte exact prin 2. Pentru ultimul cât anterior obținut, procedăm similar, împărțindu-l prin 3, 5, 7, până când obținem câtul egal cu 1. În final, scriem numărul nostru ca produs de numere prime. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!